Bună, Irina, felicitări pentru victorie. Cum s-a simțit meciul din teren astăzi? Bună, a fost foarte palpitant. Ne-am dorit foarte mult victoria de azi. Și în momentele cheie am simțit chiar că ne-am ajutat foarte mult. Am blocat bine, ne-am apărat și cred că a contat foarte mult. Ce așteptări aveți de la meciul decisiv cu Voluntari? Vrem să câștigăm, evident. Să jucăm pentru 5-6. Și publicul a fost un factor motivator pentru voi astăzi? Cu siguranță, întotdeauna ne ajută, îi simțim în momentele grele și îi așteptăm cât mai mult la sală. Mulțumesc! Bună, Adriana, o înfrângere astăzi din păcate. Ce a făcut astăzi diferența? Diferența a făcut o galerie în primul rând. A fost un meci greu. Le-a ajutat foarte mult galeria. Noi am fost puțin pe spate. Nici serviciul nu ne-a ieșit așa bine. N-am avut forță în atac. Din păcate. Ce așteptări ai de la meciul decisiv? La meciul decisiv am așteptări să-l câștigăm, bineînțeles. Eu și toată echipa, antrenorii, tot staff-ul. Și fiind acasă, o să avem un avantaj. Și că vorbim de meci de acasă, meci de plasare, cum s-a părut atmosfera din sala astăzi? Cum s-a părut atmosfera din sala astăzi? Atmosfera din partea lor mai bună, bineînțeles. Noi încercăm să facem cât mai bine pentru meciul decisiv.